vine cu un c**a de ziarist să scrie pe prima pagină Mircea San? E un farsor. Mircea Sandu rămâne același om care în clipa în care bea își pune proprii angajați să-i pupe mână. La emisiunea Un Show Păcătos, fostul președinte de la FC Național, Constantin Iacov, a povestit un moment din 2006, de la petrecerea de sfârșit de campionat, la care a participat și Mircea Sandu. La 1:30 noaptea era beat și mi-a spus, o să-ți iau jucătoria a doi. Atunci ne-am certat, pentru că eram la o masă colegială, da, și un... pusese pe cineva să-i pupe mână, asta e Mircea Sandu. Adică cum, eu sunt nașul, pupă mână? Ceva de genul ăsta. Dați-mi, domne, puteri de pline să stai să-mi pui și să spânzuri. Nu sunt pușcat. Ok, dar domnul președinte, nu putem să fim atât de naivi. Puterea v-a luat-o de-a lungul ticului cât ați avut noastră nevoie de ea. Nu v-a dat-o nimeni, domnul președinte. Trebuie să fie făcută adunarea generală extraordinară pentru să terminăm odată cu lucrurile astea. Dragul Mir are ce are cu Lupescu, una, două, Lupescu, 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 mă înțelegi? Și ce, a, una, două, orice chestie, că Lupescu a făcut, orice chestie, Lupescu a făcut, una, două, ce, a, Lupescu, Prunea, ce treabă are Lupescu, mă, că acolo era un singur conducător care nu sufla nimeni în fața lui și era chiar Mircea Sandu. N-are ce să se sesizeze DNA-ul, domnule, ce să se autosesizeze? DNA-ul, dacă fură ăștia, că se ia pe politicieni ăștia care fură de aici din țară, de boala peste ei. Când s-a votat, înainte de vot pentru Ucraina și Polonia, așa, s-au făcut presiuni asupra dumneavoastră? Ce să facă presiuni? Nu știu, întreb. Dumneavoastră credeți că acolo se trăiește ca în România? Acolo fiecare are dreptul la opinie și alege pe cine vrea să voteze, mai numai în țara asta de nebuni există astfel de atitudini. Domnul Laurențiu Dumitrescu, ziarist. În țara asta de nebuni există astfel de atitudini. Capii arbitrajului românesc au fost arestați. Cu toate acestea... Nu m-am ocupat, nu mă ocup și nu mă voi ocupa de arbitri. Și punct. Nu mă mai întrebați absolut nimic de probleme de arbitraj. Și atunci, cu ce se ocupă președintele Federației în 2009? Va trebui ca în viitorii 2 ani de zile să obligăm prin regulament cluburile de Liga 1-a, chiar și Liga a doua, să aibă echipe de fotbal feminin. Concluzia? Nu știu, nu este problema mea. Asta este ceea ce am vrut eu să comunic, ca să mă lăsați să-mi văd de problemele mele care le-am de rezolvat. Numai în țara asta de nebuni există astfel de atitudini. FRF Mircea Sandu a declarat că este plecat din țară pentru mai mult timp și se va întoarce cel mai probabil pe data de 8 iunie. Dar numai în țara asta de nebuni există astfel de atitudini. Mircea Sandu a făcut primul pas în mandatul cu numărul 6 cu gândul la schimbări. Președintele FRF l-a demis pe Vasile Avram din fruntea CCA, urmând ca în locul său să fie numit Ioan Igna. Avram nu are însă motive de supărare. A fost ales în funcția de vicepreședinte al FRF în locul lui Patrițiu Abrudan. Și Cristian Borș are motive de bucurie. Președintele executiv de la Dinamo a fost reales ca vicepreședinte al FRF pentru grupările din Liga 1, alături de Marius Stan, oficialul Oțelului Galați. Cu toate că Mircea Sandu a câștigat la o diferență clară, președintele FRF a fost deranjat de cele 67 de voturi obținute de Iacov și nu a ezitat să-l atace pe acesta. Eu am obținut 192, ceea ce înseamnă extraordinar, mai multe decât alegerile trecute. Domnul Iacov a reușit prin diverse tertipuri, după părerea mea, pentru că au fost multe minciuni electorale pe care le-a transmis. În același timp, cred că a avut o susținere politică. Nici Iacov nu a stat degeaba. Mircea Sandu a cumpărat din voturi, spune fostul președinte de la FC Național. Domnule Iacov, bună ziua! 67 de voturi, mai mult sau mai puțin decât v-ați așteptat? Mai puțin decât ne-am așteptat, pentru că dacă alegerile s-ar fi desfășurat la sfârșitul lunii aprilie, cum erau programate, acest rezultat i-ar fi revenit lui Mircea Sandu, acest număr de voturi. Chiar cu toate presiunile create de dânsii, am reușit și am obținut un număr de voturi importante pentru ei ca să le punem semn de întrebare și puține pentru noi ca să schimbăm această dictatură de la Federația Română de Fotbal. Din păcate, Mircea Sandu cumpără voturile pe sub masă. Constantin Iacov nu a avut de luptat pentru șefia FRF doar cu Mircea Sandu, ci și cu susținătorii acestuia. Dumitru Dragomir nu a ezitat să-l ironizeze pe fostul președinte de la FC Național chiar în fața conducătorilor de cluburi și chiar înainte de a se începe procedura de votare. Cei doi președinți, vă rog să luați rândul acesta în picioare și să-i sapă. No, vă evităm să stați afară, că așa este procedura, dar noi mai facem câte o glumă, așa că bănuiesc, domnul Iacov, că nu vă supărați. Vai, dar vă sunteți așa de simpatic.
Nu mai veni, domnul Iacob. Nebunatic, credeți. Nu mai veni. Surprins de rezultatul alegerilor, nu s-a arătat nimeni. Toți conducătorii de fotbal susțin încă Mircea Sandu este cel mai potrivit pentru a conduce federația. M-a surprins rezultatul alegerilor? Nu, nu m-a surprins. Mircea Sandu a făcut foarte multe pentru fotbalul românesc. Mircea Sandu este cel mai bun președinte de federație din istoria fotbalului românesc. Este de 20 de ani președinte, este în comitetul executiv al UEFA. N-a fost nimeni până acum așa. Și un om capabil, Mircea Sandu. Îmi pare rău că mi-au dat și mie ceva. Să vedem ce-mi făceau. România! Trezește-te! Sunt atâtea de făcut! Mircea Sandu reales la al șaselea congres, încă 4 ani la federație pentru cel mai longeviv șef din istoria fotbalului și a României. Îl întrece până și pe Ceaușescu. Domnul Iacov Constantin, 67 de voturi. Domnul Mircea Sandu, diferența. 192 de voturi. Cu 67 tot nimic nu face. Sandu l-a bătut pe Iacov mai rău decât pe Gică Popescu acum 4 ani. Steaua, Dinamo, CFR, Rapid și Vaslui sunt 5 dintre echipele care se bat la titlu și care l-au ales pe Sandu președinte a 6-a oară. A venit cu noroc pentru Sandu la alegeri. A adus energia violet ca să fie sigur că nașul va prinde un nou mandat. Violet, am în buzunar kilotul, am violet. Noi am fost vigilenți, imediat am pus mâna pe placăra violet și am adus-o și noi, Liga și Federația. Putea să-l bată cineva? Nu. Din fotbalul românesc nu putea să-l bată nimeni. Sandu l-a avut ca susținător de bază pe președintele ligii, Dragomir, îl ridică în slăv pe fostul și actualul președinte. E cel mai bun președinte din istoria fotbalului românesc al federației, o spun cu toată răspundere. Dar numai în țara asta de nebuni există astfel de atitudini. Povestea aia cu Albania astăzi, Otto Barici susține că l-a exclus pe Țana din lot pentru că ar fi vândut meciul cu Belarus și urma să-l vândă și pe cel cu România. Nu, poate cu Bulgaria. Cu România n-aveau cum la 6-1 ce să vândă. Am auzit o aberație a unui prim-ministru de la politician de care... Da, vedeți că a fost confirmat de Barici. A fost aranjat ulterior meciul România-Albania. Păi până la 6-1, măi, politicianul de și... A fost confirmat de Otto Barici ulterior, Sali Berisha, fostul președinte actualul prim-ministru. Ce a fost confirmat? Că... Barici a spus și el, pot să vă citesc... A confirmat teoria președintelui. De meciul nostru? Da, de acel 6-1. Hai, domnule, că dacă nu îi oprea Pițurcă, le dădeam, mai era un sfert de oră și era un nou jucător, ce naiba. Le dădea 10-11 goluri. Da, eu nu spun că... În sensul ăsta poate să spună că a fost aranjat, dar ne-am oprit să nu mai marcăm niciun fel de problemă. A, în sensul ăsta. Poate că în sensul ăsta, fiu. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Dar numai în țara asta de nebuni există astfel de atitudini. Nașul Sandu nu înțelege cum a fost băgată România în tot acest scandal, mai ales că votul a fost secret, iar inclusiv DNA-ul. DNA spune că la sesizarea unor ziariști s-a sesizat vis-a-vis de presupusele acte de corupție efectuate de membri ai Comitetului Executiv. Deci în declarația lui ăla, Spiros ăla, nu apare membri ai Comitetului Executiv. Dar numai în țara asta de nebuni există astfel de atitudini. Naționalul va deveni casa câinilor de anul viitor, Borcea a mai avut o singură dorință. Să nu bagi de roșu și albastru. 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 Borcea și Răzvan Lucescu au profitat de vizita de lux de la Stadionul Național pentru a continua în țăpăturile. Selecționerul a punctat imediat la vestiare, a transmis lui Borcea că nu are ce căuta la arbitri. Președinții de ce treabă de tu trebuie să știi drumul perfect. Păi, eu portez, nu mă duc la ei. Răzvan nu critică arbitrii, dar asta e adevărat, dar că domnul Borcea merge la vestiare după ei. Acolo sunt mai multe vestiare, să nu-i merească la gol.
Pentru că Naționalul va deveni casa câinilor de anul viitor, Borcea a mai avut o singură dorință. Să nu bagi de roșu și albastru. Dar numai în țara asta de nebuni există astfel de atitudini. Sandu l-a avut ca susținător de bază pe președintele ligii. Dragomir îl ridică în slăv pe fostul și actualul președinte. E cel mai bun președinte din istoria fotbalului românesc al federației. O spun cu toată răspunderea. Țara asta de nebuni există astfel de atitudini. Borcea îl declară și el pe Sandu nemuritor. Indiferent cu cine va candida și în mandatul următor, Mircea Sandu, eu zic că nu are rival în momentul de față. Cele 67 de voturi obținute însă de Iacov i-au surprins pe mulți oameni din fotbal. Trebuie să fie și pentru actualul domn președinte, Mircea Sandu, trebuie să fie un semn de întrebare. Înseamnă că pe unii i-a nemulțumit. Din Antalya, Lucescu spune că nici măcar nu trebuiau făcute alegeri la FRF. Cred că va fi cu ovații. Sandu spune că nu avea cum să piardă alegerile și îl felicită ironic pe Iacov pentru numărul mare de voturi primite. Un sfert din voturile exprimate de membrii noștri nu înseamnă nimic. Nici măcar alea 102, logic că n-au reprezentat nimic. De acum 4 ani de zile. Când au luat 67 de voturi, să fie sănătos cu ele, pleacă acasă, eu rămân aici. Dar numai în țara asta de nebuni există astfel de atitudini. Înainte să stropească victoria cu șampanie și vina sezonate cu somon și homari, Sandu și-a vărsat năduful pricinuit de cele 67 de voturi ale lui Iacov. S-au făcut presiuni prin primărie asupra cluburilor, care este o certitudine, certificat de fapt de oameni, domnule, ne-e frică, ne-e frică. Asta este. Era de așteptat acest rezultat. După părerea mea, domnul Iacov a luat destule și e de felicitat, să știți. M-au ajutat sindicatele, eu știu, am mai avut și influențe politice. Acești oameni au halucinații și trebuie să dea o explicație faptului că dacă astă noapte nu s-ar fi, n-ar fixat acele presiuni asupra membrilor, rezultatul ar fi fost invers astăzi. Sandu a dat câte 1200 de euro echipă. Nici măcar alea 102, logic că n-au reprezentat nimic. De acum 4 ani de zile. Când a luat 67 de voturi, să fie sănătos cu ele, pleacă acasă, eu rămân aici. Dar numai în țara asta de nebuni există astfel de atitudini. Cu ele, pleacă acasă, eu rămân aici. Cu ele, pleacă acasă, eu rămân aici. Cu ele, pleacă acasă, eu rămân aici. Capii arbitrajului românesc au fost arestați. Cu toate acestea... Nu m-am ocupat, nu mă ocup și nu mă voi ocupa de arbitri. Și punct. Nu mă mai întrebați absolut nimic de problemă. Era un singur conducător care nu sufla nimeni în fața lui și era chiar Mircea Sandu. Ca violată și condamnată pe deasupra la 110 lovituri de bici, că la noi fetițele o duc bine. O duc bine, nici nu s-au stins bine ecourile realegerii lui Mircea Sandu, la noi nu s-au stins. Pentru a șasea oră consecutiv Mircea Sandu, șef la FRF, ca să nu aibă parte de nicio surpriză neplăcută, Nașu și-a luat din timp toate măsurile. Nu și-a plimbat votanții cu vreo caleașcă, dar a avut grijă, se pare, să vină caleașca la ei, conform celor de la CLIC. Cu o seară înainte de alegeri, cei veniți să-l susțină pe Sandu s-au relaxat la Ring Grand Hotel, cum vă spuneam, nu numai în compania homarilor, ci și în compania unor tinere domnișoare. Găsiți mă de afiș al petrecerii. Ăsta zic că și-a tras două dintre domnișoarele venite cu taxiul la stabilimentul Ring Grand Hotel. După negocieri la sânge, fostul arbitru a plecat spre camera sa, iar fetele au mai zăbovit câteva minute în hol, cu două s-a băgat ăsta în cameră. Pe scurt, fraților, ăștia din provincie, ăștia din teritoriu, au primit cadou, pe lângă mâncărică, băuturică și, bineînțeles, cazare, probabil suportată de cei de la Ring Grand Hotel, aia care vreau să intre și în fotbal și n-au reușit, pe la Dinamo, au primit și gagici. Au primit gagicuțe. Așa se organizează, văd chiohanurile, fotbalul românesc. Pentru cefele astea groase și pentru frunțile transpirate.